Bună ziua tuturor celor care ne urmăresc pe canal Apicultura de la Vest la Est. Am să vă arăt o lucrare pe care noi o facem acum. Da? Ia uitați, băgăm a doua folie, folia intermediară, între magazii și caturi. Acum poate unii dintre voi vă întrebați de ce facem noi operațiunea asta. Ia uitați cum arată stupii. Da? Asta este cu 3. Și am să vă spun de ce, pentru că eu nu am frig ca să le depozitez. Nu, cum ți-am zis, Cristi, da? Eu nu am frig ca să le depozitez. Hai să-l desfac, să vedem ce este și în stupul ăsta, de exemplu. Da? Eu nu am frig ca să le depozitez. Tu vei una. Nu vreau să... Pune catul. Unde dacă trebuie? Bun. Deci, eu neavând unde să le depozitez la frig, trebuie să fac procedura asta până prin septembrie ca să mențin caturile de moli. Da? Și acum, unii dintre voi mi-ați contestat că nu am mâncare. Ia uitați ce am aici. Da? Ați contestat voi că așa ați vrut voi. Ați văzut cât albină mai a mâncat. Da, eu nu v-am zis nimic, v-am lăsat în pace. Vezi, Doamne, omul ăsta nu are mâncare. Dragii mei, ramă ouată, păstură, uitați larve, arată acolo larvele să vadă, e tot ouat. Da? Aici, aceeași treabă, larva, da? Bun, mergem mai departe. Ați văzut că avea și mâncare, da? Bun. Uitați altă ramă, uitați, larvar, e ouată toată. Ce să vă mai zic? Dacă e plin cu el. Nu vă mai zic nimic. Da? Uitați, următoarea. Da? Ia uitați, larvar, puiet, păstură lângă aceeași treabă, tot larvar, e beton. Da. Deci avem 3. Pentru că și aseară pe live funii că a voi aveți puiet, vezi Doamne, noi nu mai avem puiet, dragii mei, stați cum că și noi avem. Da, uitați, larvar, puiet căpăcit. Da. Are balta pește, vorba mea. Da. Bun, ia să vedem mai departe, da? Ia uitați aici. Larvar, puiet, ai ouat printre ăsta iasă acum. Deci câte avem? 2, 4, 5. N-am mai multe rame în stup. Dacă așa mi scuiburile, ia uitați aici. Da? Ou, tot, puiet. Da? Ia uitați aici, ouat tot frumos. Da? În fine. Hai să vedem pe asta ce avem. Ce ziceți? Am puiet sau n-am puiet? Ia zi, ce ziceți? Păi, dragii mei, dacă eu am una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, da? Numai pe asta și pe asta n-am puiet. Ce mai vreți, măi? Pe bune. Ia uitați aici, am mâncare sau n-am mâncare? Nu. Da? Asta ce e, dragii mei? Spuneți-mi voi, că voi sunteți fanii numărul 1. Da? L-am spune mie ce trebuie să fac. Păi, oameni buni. Gândiți-vă că albina din caturi nu este scuturată. Da? Nu este scuturată, da? Uitați ce facem noi acum, da? Pentru că s-a răcit vremea. Pe pulver. Pentru că s-a răcit vremea. Și dublează la cor. Dublează-l pe asta. Da? Pentru că s-a răcit vremea. Facem mai în spate. Noi asta procedură efectuăm. Ca să putem menține caturile cât mai mult timp. Da? Ideea este să menținem caturile cât mai mult timp pe stup. Albina are pantă ca să treacă în jos dacă vrea. Deci dacă vrea ca să șcare din magazie, nu are decât, da? Nu are decât să șcare, da? Hai și aici, aceeași procedură. Op, dar și-am scos-o. Adu folia, pune folia, pune caturile, da? Asta este procedura pe care noi o facem. Bun, pune caturile sus. Perfect. Trecem la următor. Ia uitați albina. Da? Bun. Ia să vedem ce are rost. Hai să-l desfac și pe ăsta și... Ca să vă arăt să nu ziceți, bă... Ia să vedem ce are din ce. Dă-o cu decum. Vorbim de data de 10 august, da? 10 august. Nici mai devreme, nici mai târziu. Ia uitați aici.
Are balta pește? Nu are, dragii mei. Nu are. Da? Ia uitați aici, uitați și matca. Da, uitați. Uitați până unde au oat. Ia ratele sus. Ia uitați până unde au oat. A, uitați. Nu știu dacă are rost să... Da. A, uite, o oată larvar. Uite, uite aici cum a oat prin polenul ăsta. Uite ce păstură frumoasă avem. 10 august. Păi ia gândiți-vă dacă eu am atâta puiet acum, pe vremea asta. A? Ia uitați. Ia uitați, și lângă el o oat și larvar. Uitați prin procedura mea, vedeți? Nu roade și ouă, ouă, matca, prin procedura mea de a pune tratamente. Da? Ouă, sub bandă, ouă, matca, ouă, nu vă ouă, unde puneți banda? Ia uitați aici. Ia uitați. Da. Băi, n-am mai multe rame, că dacă n-am înstut mai multe rame, ce vreți ca să vă arăt? No. Că și aici au ouat și larvar, ce vreți să vă arăt? No. Uitați aici. O larvă, ce vreți să vă arăt? Unde vreți să mai ouă? Să ouă și din col de ladă. Acolo este rama sfântă, cum o numesc eu. Da? Așa că vă rog mult, vă arăt că se poate. Da? Se poate. Păi, gândiți-vă că dacă am atâta larvar și atâta ou. Da? Plus albine, da? Deci uitați-vă, eu albina din caturi nu am scuturat-o. Gândiți-vă ce ar însemna ca să scuturi din 3 caturi. Băi, câte 2 pumni de albine dacă este în fiecare cat. Dar ia uitați-vă. E plină. Ia uitați-vă albine. Da? Deci nu este doar un pumn de albine. Ia uitați albine. Da? Deci uitați acolo, între rame. Uite, arată-le, Jean. Ai întors telefonul să mi se întoarcă și filmarea. Las că le edităm. Da? Bun. Hai să mergem la următorul. Hai. Bun. Ia uitați, dragii. Nu vi-l mai desfac, că n-are rost. Jar, pune, pune polia plin. Nu-l mai desfac, n-are rost să-l mai desfac. Da? Și nu am dat caturile jos, vă repet. După cum observați, nu am dat. Acum. Iar ridic un pic. Ca să vadă cât albine avem, ca să nu zic, vezi? Nu mai rost în cui. Ia uitați albine aici, dragii mei. Uitați. Da? Dar în fin. Asta este pentru cei care înțeleg. Da, asta arăt la cei care nu vor să înțeleagă. Ia uitați albine. 10 august. Da? 10 august. Uitați. Nu vi mai desfac, că n-are rost. Vi iau la rând, adică eu vi arăt la rând, nu vi arăt pe bucăți, pe bucățele. Da? Cum sunteți învățați așa de la unii de la alții. Nu, dragii mei. 10 august. Da? Uitați. Albina, lucrăm fără măști. Eu lucrez fără măști, Cristi fără măști. Nu mai avem problema asta. Și Sandel, da, Sandel are o baftă. Nu, nu, nu-i bine celofanul. Sandel are o baftă la... La de ochi. El are o baftă de nici nu vă imaginați. Păi ce faci? A, nu le-ai pus bine. Că de ce te întorci? Ia uitați aici, dragii mei, albina. Uite, ia uitați, albina. Ia să vedem. Și ăștia au fost extrași. Ia uitați. Ia uitați cum au stropit. Strălucește. Ia uitați. Bă, și fii atent, matca, bă. Ia uitați aici o chestie. Vrea matca să urce sus să ouă. Da, și-a pregătit nenorocita loc aici. Dacă un plus jos. Acum o izolăm așa. Ia uitați-i aici, dragii mei. Da? Iubesc. De ce iubesc? De nu, mă gândeam că nu mai bun. De două ori am ăsta. Bun. De două ori. Perfect. Hai, eu vă las să mă contestați cât vreți voi, dar chestiile astea ce eu vă arăt, astea nu se pot contesta, dragii mei. Că aveți toți ochi și toți vedeți chestia asta. Da?
Deci celelalte le puteți contesta cât vreți voi, dar asta nu mai puteți contesta. Oricât vreți. Deși v-ar plăcea. Îi facem pe toți aia de jos și după trecem la module. Nu mai da. Hai să facem aia de jos. Las șlopanele. Nu, nu, șlopanele. Păi cum, unde rămâne? Da, uitați, mergem la alții. Da, mergem la alții. Da? Acum, mulți dintre voi, vedeți, m-ați întrebat, mulți dintre voi m-ați întrebat că cum se conservă, da, ramele. Dragii mei, ca să evit toxicitatea în ramele de magazie, eu am considerat că este cea mai bună, da? Ce frumos bară, mă! Cea mai bună procedură, da? De a conserva ramele. Vă spun sincer, este cea mai bună procedură de a conserva ramele. Asta este concluzia mea. Păi șef, hai să o luăm de acolo cu așa ca să... Da, o putem lua invers, da. Mi-e chinuie mult la... Bun, gata, hai, mergem hai acolo. Da, ia uitați aici ce avem noi acolo sus. Mi-e chinuie mult. Vă place? E la meu. Ca să nu vină cocorii. Da? Să nu vină cocorii să ne înhațe. Dă-i cu întrebele cocori. Da? Să nu vină pridgorile. Așa, după aia alții se spune, uite, îi spune cocori, nu la pridgori. Da. Eu la toate păstările le spun cocori. Și la alea care mănâncă cireșele, și la celelalte, și la celelalte, la toate le spun tot cocori. Pentru mine toți sunt cocori. Bun. Hai să mergem de la început. Da, dragii mei. Ia uitați, albină, în magazie. Da? Deci asta este magazia. Bun, puneți, vă rog, frumos sus. Nu mai desfac stupii. Deci, așa cum vă spuneam, asta este modalitatea mea de lucru. Așa conserv eu până către 1 septembrie, chiar 15 septembrie. Nu, nu, nu-i bine. Bun, ramele. Este de lucru, într-adevăr, dar așa evit să dau cu diferite substanțe și diferite chestii. Greu. Da? E greu și ăla, a? Lasă să-și ducă mâncarea jos. Asta e, da? Așa noi evităm diferite probleme, credeți-mă. Îndel, numai nu te grăbi. Da, încet. Așa, da? Greu. Noi așa... Greu. Noi așa evităm multe probleme. Caturile de la 1 septembrie, 15 septembrie, vă dați seama, molia deja... bate în retragere. Dacă albinele mi le îngrijește până atunci, de acolo încolo, suntem și noi capabili să le îngrijim. Să spun așa, da? Perioada cea mai critică este luna august. De acum încolo, așa nu mai mai dau un paș. De ce este prolifică? Nu e bun așa. Deci în pasă așa. De ce este prolifică? Îți desfaci tu, poftim. Că eu nu mi-i pe mână. Da? De ce este prolifică chestia asta ce o fac eu, adică de ce este utilă chestia asta cu folia? Hai. Da? Săndele, tu mai bine pui folia, lași pe Cristi ca să ridice, te rog. Da? Dă-i dalta la Cristi și lasă-l pe el să lucre. Săndel, dă-i la dalta la Cristi. De picior, așa, lasă-l pe Cristi să lucreze. Așa. Pentru că albina se trage încet jos. Albina se trage încet jos. Frumos. Unde-i fumul? Dă-i cu fum. Că văd că ăsta ăștia-s mai răi. Da, e mai rău. Asta e. Sunt și stupul mai agresiv, mai puțin agresiv. Nu că sunt agresiv, vezi, Doamne, ce știu ce ne fac. Că nu ne fac absolut nimic, dar... Da, mai înțeapă și ei, că de-aia au albinele. Dar nu mușcă, cum spun unii, da? Deci astea nu mușcă. Nici nu mușcă, nici nu latră. Da, nici nu mușcă, nici nu latră, astea înțeapă. Este foarte... Pentru că, în primul rând, noi așa și stimulăm ceea ce vouă nu vă place, și hrănim, și hrănim, da? Îndele, calm, calm, da? Și hrănim, și stimulăm, și în același timp albina se și trage când are nevoie și când este rece, da? Se trage pe cuib, da?
Problema e că aici sunt cu 3 caturi mulți, știi? Asta e toată problema. Bun. Asta este ceea ce noi lucrăm acum. După care o să lucrăm cu urdinișele. Da? O să trecem cu reductoare, pe reductoare. Da? O să lucrăm cu reductoare. Bun, dacă te-am ajutat. O să lucrăm cu reductoarele, adică o să scoatem reductoarele de vară și o să introducem reductoarele de toamnă. Deci pe lângă această, da, această reducere de aer, să o numim așa, da? Vedeți cum o procedăm? Lăsăm două rame goale. Ce vreau ca să mai spun la acest lucru? Și acum am să vă arăt, pentru că am văzut că foarte mulți colegi fac o greșeală la folie. Eu așa o consider. Da, din punctul meu de vedere, și am și-o și explic de ce. Ia și următorul cat ca să explic o chestie. Sândele, aștept puțin. Da? Bun. Dă-mi, te rog frumos, folia. Dă-mi puțin folia. Da? Foarte mulți colegi fac chestia asta. Da? Dragii mei, de ce nu sunt eu de acord cu chestia asta? Și am să vă spun de ce. Pentru că dacă eu fac așa, eu răcesc tot cuibul. Ideea mea pe care eu pun folia așa, este fix de a proteja cuibul. Da? Eu nici pe timp de iarnă nu las spațiu gol aici sau aici, ci dacă e, las aici. Da? Deci eu de ce fac chestia asta? Pentru a menține căldura, pentru, da? Pentru asta fac chestia asta. Pentru ca albina să se stimuleze pe aici. Păi dacă eu o desfac aici, da? Eu o desfac aici, da? Îi las fanta de aici, o las aici. Păi, dragii mei, gândiți-vă că eu tot răcesc, da? Dar eu așa nu răcesc tot. Asta încerc să vă explic, da? El rămâne protejat, o parte rămâne protejată. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Deci, din punctul meu de vedere, în momentul în care dai drumul la toate ramele și dai fantă pe toate ramele, da? Din punctul meu de vedere este greșit. Ia uitați-vă ce frumos boară zmeul nostru. Da? O minunăție. Da. Uitați, stupi. Da, deci. Asta înseamnă când nu-i bine, nu-i bine, nici folia și nici catul. Ridică catul sus. Ridică catul sus. Acum, e bine, folia. Bun. Perfect. Avem nevoie de fum. Jean, nu mai pleca cu fumul de aici, pentru că văd că sunt agresive și nu e bine. Nu e bine, dă-le fum. Am deschis, ai dat fum. Sândele, nu mai pui folia până nu dăm fum, da? Pentru că le învățăm rele. Da? Asta este un alt aspect. În momentul în care nu lucrezi cu fum, le înveți agresive. Da? Asta vă spun din experiență proprie. Cine vrea să înțeleagă e bine, cine nu. Deci, lucrările noastre sunt acestea. De săptămâna viitoare o să începem alte lucrări pe care vă dați seama, o să vi le filmez. O să și discutăm în live-uri pentru ele. Niște lucrări foarte importante pentru iernat. Da? Varoa nu avem, este clar, pentru că avem benzile puse, da? Sunt top benzile, da, își fac treaba, adică asta ne interesează. Noi oricum, așa cum v-am învățat pe... Da? Așa cum am învățat pe... cum i-am învățat pe membrii, da? Noi oricum tratăm de fiecare dată. Asta este un alt aspect pe care noi îl practicăm, dar întoarce folia invers, care vopsea, te rog, sândele. Are și aici și aici. Nu, nu-i nimica. Vopsa, are vopsa. Nu, invers. Așa, tată. Bravo. Are, bun. Da, dar o poți dubla acolo. O poți dubla că e lungă. Și știi, ne și încurcă la... nu-i bine, nu-i bine. Nu dubla. Nu dubla. Nu dubla, că poate să intre albina acolo, da? Lasă așa mai bine. Știi, să nu intre cumva albina în dublajul de folie. Și rămâne acolo și moare acolo, știi? Nu-i... Da, dublăm în partea asta. Exact, dacă dublăm, o dublăm de desubt. Adică o dublez... Da, în partea, da? Ca să nu... Cu marginea ieșit afară, ca să nu poată albina să intre. Știi? Că putem risca să ne... Să asfixiem acolo albina. Și păcat de ea, da? Acum, când toți vrem să conservăm albina, noi să o omorăm. Bun, dragii mei, dacă v-a plăcut ceea ce v-am spus, dați like, abonați-vă, deveniți membri ca să aflați mai multe. Nu o să intrăm la modul. Zmeul nostru a coborât. Da? A coborât să ne salute, după care cred că o să se ridice. Uitați! Deci a coborât doar să ne salute și
își vede de zborul lui. Da. Pridgorile nu mai bine, de când am montat zmeii s-au supărat și au zis: "Nu, acolo nu mai e, mergem la alții la care nu au zmei." Da, bun. Asta este o modalitate. Vedeți un băs telescopic cu un zmeu în vârf. Vântul bate, este gratis și așa scăpați de pridgori. Da. Este un exemplu, noi nu le mai avem. Da, deși au bătut până le-am montat. Bun, toate acestea fiind spuse, vă doresc o zi bună și Dumnezeu cu noi. Până ne vedem.